10 mai. Pomenirea Sfântului Apostol Simon Zilotul. Acest Simon a fost unul dintre cei 12 apostoli mari. El s-a născut în Cana Galilei. Stăpânul Hristos împreună cu Maica și cu ucenicii săi au venit la prăsnuirea cununiei lui. Când vinul s-a terminat, Domnul a preschimbat apa în vin. Ioan 2:1-11. Văzând această minune, mirele Simon și-a lăsat casa, părinții și mireasa și-a urmat lui Hristos. Acest Simon s-a numit Zilotul din cauza marii lui râvne pentru Mântuitorul și pentru Sfânta Evanghelie. După ce a primit de sus harul Duhului Sfânt, Simon a mers să vestească Scriptura în Mauritania și în Africa. Având în vedere roadele minunate pe care predicarea lui le aducea, căci prin cuvântul lui mulți veneau la Sfânta Credință, el a fost prins de păgâni, chinuit, iar în final răstignit precum Domnul, care în ceruri a primit sufletul lui de mucenic și l-a încununat cu cununa slavei nemuritoare lui împărății. Pomenirea sfinților mucenici și frați după trup, Alfeu, Filadelf și Ciprian. Acești trei frați erau fiii lui Vitalie, prințul cetății Vascanilor, care se afla în sudul Italiei. Ei erau bărbați din înalta nobilime și foarte tari în credință. Osândiți pentru credința lor în Hristos, ei au fost târâți din judecător în judecător, trecând prin schingiuirile tuturor torționarilor. Ei la urmă au fost duși în Sicilia și înjunghiați acolo, în timpul împărăției lui Liciniu. Lui Alfeu i s-a tăiat limba și, pierzând din această cauză mult sânge, a murit. Filadelf a fost ars pe un grătar de fier, iar Ciprian aruncat în foc. Sfintele lor moaște neputrezite s-au descoperit în anul 1517. Acești trei frați au apărut în vedenie Sfintei Eutalia, care se pomenește la 2 martie. Pomenirea Sfintei Cuvioase Isidora, cea nebună pentru Hristos. Această sfântă a trăit în veacul al IV-lea, fiind călugăriță într-o mănăstire de femei tabenisiotă. Ea se prefăcea nebună ca să-și ascundă virtuțile și nevoințele. Isidora făcea treburile cele mai grele și mai neplăcute din mănăstire, mânca doar resturile de la masa surorilor, le slujea tuturora și fiecăreia în parte, fiind de către toate disprețuită. În acea vreme, un înger al Domnului a descoperit cele despre taina vieții Isidorei, marelui ascet monah Pitirim. Cuviosul Pitirim a venit atunci să cerceteze mănăstirea în care locuia Isidora, căreia, când aceasta a venit la urma tuturor surorilor ca să ia binecuvântare, marele părinte i s-a închinat până la pământ, iar ea i s-a închinat apoi lui la fel. După acestea, surorile l-au informat pe cuviosul că Isidora este nebună. Voi toate sunteți nebune, le-a răspuns înapoi Pitirim, iar aceasta este mai mare înaintea lui Dumnezeu decât voi și decât mine. Eu nu mai mă rog lui Dumnezeu ca să-mi dăruiască și mie darurile pe care i le-a pregătit din belșug ei la ziua înfricoșată a mari judecăți. Atunci surorile s-au rușinat foarte și au căzut înaintea lui Pitirim și Isidorei pentru iertare. De atunci înainte, toate surorile au înconjurat-o cu un deosebit respect pe Isidora, iar ea, ca să fugă de cinstiri, a plecat în taină din mănăstire într-un loc necunoscut și s-a odihnit în Domnul pe la anul 365. Pomenirea fericitei Taisia. Taisia era o fecioară din Egipt, creștină și foarte bogată. Ea a hotărât să nu se căsătorească niciodată, drept pentru care și-a împărțit toată imensa avere monahilor din pustia egipteană. Dar după aceste fapte minunate, Taisia a căzut într-o viață plină de destrăbălări și de sfrâu. Aflând acestea, monahii egipteni s-au înspăimântat și s-au dus ca unul la marele avă Ioan cel Pitic, ca să-l roage cu lacrimi să meargă la Alexandria și să mântuiască pe Taisia. Ava a făcut acestea, a ajuns la Alexandria, a mustrat pe Taisia, stând cu lacrimi înaintea ei. Văzându-l pe marele Ava plângând din cauza păcatelor ei, Taisia a căzut la pământ cu pocăință, a lăsat toate și l-a urmat pe Ava Ioan în pustie. Într-o noapte a călătoriei lor, pe când Taisia dormea, iar Ava stătea la rugăciune,
El a văzut îngeri luminoși pogorându-se deasupra trupului Taisiei și luând sufletul ei la ceruri. Lui Ava Ioani s-a descoperit că pocăința scurtă, dar ca de foc a Taisiei, a fost mai bine plăcută înaintea lui Dumnezeu decât anii cei lungi de nevoințe trupești ai multor monahi. Cugetare. În una din rugăciunile lui, Sfântul Efrem Sirul se îndreaptă către Dumnezeu cu aceste cuvinte. O, Doamne, într-o acea înfricoșată zi vei zice către noi păcătoșii: voi știți foarte bine, oamenilor, ce am îndurat, eu pentru voi, dar voi ce ați îndurat pentru mine? Și atunci ce voi răspunde eu, păcătosul, vicleanul, nenorocitul și murdarul? Mucenicii vor arăta către sângele muceniciei lor, către mădularele tăiate și către răbdarea ce au avut până la sfârșit. Nevoitorii vor arăta către nevoințele lor, lungile lor postiri, lungile privegheri, milostenii și lacrimi, și către răbdarea lor ce au avut-o până la sfârșit. Dar eu, prea trândavul, păcătosul și nelegiuitul, către ce voi arăta? O, Doamne, îndură-te de mine! O, mult îndurate, îndură-te de mine, păcătosul! O, iubitorule de oameni, nu mă osândi pe mine, ticălosul! Luarea minte. Să luăm aminte la lucrarea Duhului Sfânt Dumnezeu asupra apostolilor, la cum cei mici sunt făcuți mari de către Dumnezeu prin Duhul Sfânt, la cum cei fricoși sunt făcuți neînfricați de către El. Predică despre cum drepții îndură o cară și bajocură din pricina cuvântului Domnului. Cuvântul Domnului s-a prefăcut în o cară pentru mine și în bajocură zilnică. Ieremia 19:20. Dar cine sunt cei care își permit să-l critique pe prorocul lui Dumnezeu, pe purtătorul cuvântului lui Dumnezeu, pe purtătorul înțelepciunii lui Dumnezeu? Chiar poporul lui își permite să-l critique pe prorocul și să-i zică: ne predici o cărare prea abruptă. Chiar dacă această cărare este de la Dumnezeu, noi nu putem merge pe ea pentru că este prea pieptișă pentru noi. Dar cine sunt cei care aduc reproșuri trâmbiței glasului Domnului, care sună alarma la focul ce fumegă în depărtare și care se apropie vertiginos de cetate? Bătrânii poporului îi aduc reproșuri și îi zic: de ce nu ții gura? Ar fi mai bine pentru tine, iar noi am stat liniștiți și fericiți. Ceea ce ți se pare ție a fi un foc, de fapt nu este. Nu este decât ceața ce se coboară din roa muntelui. Dar cine sunt cei care încă îl bajocoresc pe omul lui Dumnezeu când el vine de la Dumnezeu și proclamă regea lui Dumnezeu? Ei sunt chiar casnicii omului, soția și frații lui, care îi zic: tu îți lași la o parte munca din care îți câștigi pâinea și te apuci de lucru altuia, ceea ce nu ți aduce decât o cară și bajocură. Cuvântul Domnului s-a prefăcut în o cară pentru mine și în bajocură toată ziua. Așa a ajuns să zică prorocul, și așa au ajuns să zică și apostolii și mucenicii și toți cei care au ars de râvna cuvântului și legii Domnului toată ziua. Dar niciunul dintre ei nu s-a înfricoșat de ocara și bajocura lumii, nici s-a depărtat de la mărturia lui sfântă, nici s-a abătut de la calea cea strâmtă și pieptișă a adevărului, spre potecile cele lăturalnice ale infamiei și trădării, căci iată întreaga lume îi lua în ocară și bajocură. Domnul însă îi întărea și le mulțea bucuria inimii, căci Domnul a biruit lumea, iar sfinții Domnului au biruit pe cei ce pururea au râs și au bajocorit pe ei. O, atot bunule Doamne, întărește inimile noastre așa încât ocările să nu le tulbure pre ele, iar bajocurile să nu ne fie nouă împiedicare din pricina numelui Tău, căci ție se cuvine toată slava și mulțumita în veci. Amin. Cântă